Bună seara, bună seara. Bănuiesc că va... Bună seara și... Va provoca discuția noastră despre primărie. Îmi cer scuze că intru în emisiune în urmă cu ceva timp. Am promis că nu vă voi mai deranja. Dar l-am ascultat pe domnul Decebal. Să știți că l-am zis sincer, îl apreciez ca și comentator de fotbal. Așa. Și analist. Și domnul Decebal, chiar vorbesc foarte serios. Și v-am deranjat pentru faptul că dânsul este contrariat, deranjat, nu știu care e cuvântul cel mai potrivit, vis-a-vis de investiția administrațiilor publice locale, de investiția statului în sport. Vreau să vă spun următorul lucru. În Orașul Voluntar investim nu numai în fotbal, investim în sport în general. Și uitați-vă, la basket suntem pe locul 2, la basketul masculin am luat Cupa României al doilea an consecutiv, la volei feminin suntem pe locul 3. Vreau să vă spun, cât timp voi fi primar, mi-am asumat acest risc de a investi în sport și nu întâmplător, în urmă cu câțiva ani de zile am declarat, am propus Consiliul Local și a declarat Orașul Voluntar Orașul Sportului. Dacă nu se va dacă statul nu va investi în sport, vreau să vă spun că va fi mult mai jalnic decât este momentul de față. Vă înțeleg supărarea sau nu neapărat nemulțumirea. Faptul că privatul nu are posibilitatea să investească, nu există o legislație în vigoare care să-i dea dreptul acesta, probabil că este o bilă neagră pentru sportul românesc. Dar ce să facem, domnilor? Spuneți dumneavoastră, dacă municipalitățile, consiliile județene nu investesc în sport, cine să mai investească în România atât timp cât privații sunt domnul primar, sunt eu o singură speriat. Întrebare am. Vă place vă cum arată gazonul, terenul administrat de dumneavoastră? Absolut deloc, domnul Decebal. Nu-mi place. Eu am auzit că oamenii dumneavoastră de la stadion nu-s plătiți de 9 luni de zile. E adevărat sau nu? Nu este adevărat. Nu e. Domnul Decebal. Eu vă spun ce am auzit, ce mi s-a spus. Am înțeles. Sunt restanțieri. Dacă îmi permiteți, vă spun imediat. Sunt restanțe la salarii, am înțeles de la Consiliul de Administrație, 2-3 salarii la o parte din angajați. În 2 săptămâni de zile vor primi 2 salarii. Fotbaliștii sunt, zilele astea vor primi salariul la zi, vor primi, am înțeles tot de la președintele CEA-ului de la Fotbal cu Voluntar că vor primi și bonusurile pentru calificare. Suntem cu dările la stat. Fotbal Club Voluntar ca SA este o societate relativ stabilă. Într-adevăr, există întârzieri la salarii, iar stadionul nu arată din cauza faptului că sunt ceva restanțe la salarii, ci pentru faptul că are aproape 10 ani de zile de când nu s-a mai lucrat în profunzimea lui, avem încălzirea terenului. La gazon mă refer, nu la asta, că restul arată bine, la gazon mă refer. Și nu mai merge, cum îi spune, drenajul. Vom intra acum, s-a făcut licitația în curs de desfășurare, se vor investi o sumă serioasă ca stadionul, gazonul să arate cum arăta în anii din urmă, când chiar dumneavoastră media spuneați că este unul din gazonele cele mai... Așa era atunci. Bune. Domnul primar, eu sunt foarte de acord ca statul să investească în sportul de masă. Sunt foarte de acord pentru sănătatea populației. Da, fotbalul de și în infrastructură, bineînțeles. Creează modele. Domnul Decebal. Fotbalul domnul de performanță Decebal. Creează modele și determină... Domnul Decebal, avem 600 de copii la Academia de Fotbal, 200 de copii la basket. Avem în oraș corect. 2000, da, sunt de acord aici, sunt de acord. 2000 da. De sportivi. Știți că la Voluntari avem campioni europeni, campioni naționali. Avem campioni iarăși la atletism. Avem la atletism, nu știu, cred că sunt și acolo în jur de 100 de știu, sportivi. Știu, e lăudabil. Mi se prânge inima, iertați-mă, vă rog, când aud, domne, de ce Voluntarul este în prima ligă? De ce Voluntarul este în play-off? Credeți-mă,
și sunt convins că nimeni nu i-a împins, n-a împins fotbal cu voluntari în prima ligă. Lucrurile astea mă deranjează pentru că totuși facem niște eforturi. De unde este vina mea sau vina noastră a celor din voluntari că Brașovul, Timișoara, Iașul, municipii cu mare tradiție în fotbalul românesc nu se găsesc în prima ligă? În urmă cu vreun an de zile sau doi ani de zile am spus următorul lucru. Dacă o echipă de tradiție va cădea din prima ligă, da. Noi suntem chiar dispuși, dacă se găsește procedura legală, să le cedăm locul. Și am fost tocat de presă, s-a spus, domne, auzi și aici pandele și cu andone, că vor să cedeze locul. Cu ce sunt eu de vină, domnul Decebal? Nu, n-a zis nimeni, era un gest lăudabil ăsta. Nu n-a zis nimeni treaba asta. În Dinamo București, cum e posibil? Cu ce sunt eu de vină că primarul sectorului, nu știu care, unde este Steaua, sau primarul de la sectorul 1 nu investește la Rapid? Cum nu aveam eu șansa să fiu primarul sectorului unde este Rapid București? Cum este posibil să rămâi impasiv și să, nu știu... Așa e, dar trebuie să recunoașteți și un alt lucru, domnul primar. Câștigați din punct de vedere al imaginii foarte mult. Ați câștigat. Domnule Pandele, e adevărat? Problema este nu investiția statului în sport, care ar trebui să fie pentru sportul de masă. La chestiunea cu câți copii aveți în academie, v-aș răspunde că au trecut deja niște ani buni și n-am văzut un fotbalist crescut în academia de la voluntari care să ajungă la nivel de top. Și asta domnul poate Morar, să spună multe. Domnul Vlad, aveți... Nu sunt Vlad, sunt Vali Morar. Nu este vina mea și nu este vina noastră că nu am reușit să găsim niște șlefuitori de talente, că nu-l avem pe Hagi, poate este, că nu avem poate este, că cum dumneavoastră conduceți. Motoșan, tot respectul pentru managerii de acolo care au reușit în ultimii ani să vândă atâția jucători și atâtea alte cluburi. Credeți-mă, noi am investit, am luat-o de la minus. Nu aveam bază sportivă. Ne-am făcut terenuri de antrenament, cum arată și ale noastre, stadionul. Nu am fost ajutați cu un leu. Sunt stadioane în România care au fost construite cu bani de la stat. Din bugetul local al orașului voluntar, care orașul voluntar are un buget doar de 50 de milioane de euro și administrăm aproape 100 de mii de locuitori, pentru că în acte nu sunt decât vreo 4-6 de mii, dar locuiesc în voluntari mai bine de 100 de mii de locuitori. Noi din bănuții noștri ne-am administrat cum am putut, ne-am construit acest stadion, baza sportivă. Culmea, credeți-mă că este supărător când aud comentarii de genul, auzi domne, statul investește. Domne, să vină să ia DNA-ul, să ia parchetele. Domne, să vină să ne ia. Dacă în România, dacă Ungaria trimite bani, statul... Iertați-mă, Ungaria nu este un exemplu. Ungar trimite bani în România. Nu este un exemplu Ungaria, de urmat. Dați-ne alte exemple. Spuneți-mi care primar din Londra negociază prelungirea contractului antrenorului de la Arsenal. Că văd că la Pitești trebuie să negocieze primarul cu antrenorul. Domnul Vlad, vă rog. Nu sunt Vlad, sunt Vali Moraru. Domnul Vali Moraru, vă rog să întrebați toți antrenorii care au fost la voluntari, toți conducătorii, dacă vreodată Pandele Florentin Costel a sunat să intre X sau Y, dacă vreodată Pandele va din contră. Am colegi lângă mine care mă ceartă, am colegi din voluntari. Păi nu era vorba de dumneavoastră, erau alte exemple, domnul primar. Alte exemple, nu era vorba de dumneavoastră aici. Nu discutăm povestea asta. Credeți-mă, domnul Decebal, mă doare sufletul, încă o dată o repet. Guvernul maghiar investește în România și guvernul român, de ce nu dă un bonus să spună, domne? Faceți parte din clasa politică, dați-vă singur răspunsurile, domnul Pandele. Cum e posibil o primărie măruntă cu problemele ei investește bani în sport, în schimb ungurii trimit bani la Sepsi, îi ajută cu stadion, dincolo în divizia B, iar noi românii
Dăm în cap românilor, celor care vor să facă ceva în țara asta. Asta mă doare. E în regulă. Mulțumesc mult, domnul primar. Trebuie să ieșim Doamne din emisie. Doamne ajută, sănătate mult. Numai bine, sănătate. Da, din păcate.